Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm aruncarea tip împingere. Tema se adresează clasea 8-a competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4, aplicarea procedelor tehnice și acțiunilor tactice în practicarea globală a disciplinelor sportive studiate. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri și aruncări. Atletismul în școală. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin trei probe, câte una pentru fiecare categorie. Predarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat în cadrul aceleiași lecții. Locul în lecția de educație fizică este după veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor sau după dezvoltarea calităților motrice, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative. Nu este recomandată planificarea în aceeași lecție a deprinderii motrice alergarea de viteză cu dezvoltarea vitezei, respectiv viteza de deplasare, sau a deprinderii motrice alergarea de rezistență cu dezvoltarea rezistenței. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări. Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Conform programei școlare, formarea competențelor specifice clasei a 8 -a, atletism, cuprinde următoarele elemente de conținut. Alergări, sărituri, aruncări și evaluarea. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, avem o probă la alegere din cele prevăzute în programa școlară. În clasa 8 -a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice probelor de aruncări din atletism cuprinde Elemente din școala aruncării Aruncarea mingii de oină cu elan Cunoștințe despre arbitraj, organizare și conducere în desfășurarea probelor Informații cu caracter sportiv Elemente din școala aruncării Clasa 8 -a. Aruncarea reprezintă mijlocul prin care un obiect este proiectat în aer cât mai departe după reguli bine stabilite. Acestea pot fi de tip Azvârlire Împingere lansare cu o mână sau cu două mâini. Probele de aruncări din atletism de tip azvârlire sunt aruncarea mingii de oină în lecția de educație fizică și aruncarea suliței, de tip împingere, aruncarea greutății și de tip lansare, aruncarea discului și aruncarea ciocanului. Fazele aruncării 1. Priza și mișcările preliminarii 2. Elanul 3. Efortul final 4. Redresarea după aruncare Aruncarea tip împingere se poate folosi în basket, jocuri de mișcare, atletism, aruncarea greutății, dezvoltarea calităților motrice, formarea unor deprinderi de manipulare de tip propulsie. Aruncarea tip împingere cu două mâini. Mecanismul tehnic. Stând depărtat cu fața spre direcția aruncării, tălpile la același nivel sau un picior înaintea celuilalt, mâinile țin o minge la nivelul abdomenului sau pieptului. Picioarele execută o semigenoflexiune, mingea este dusă la nivelul pieptului. Se execută o mișcare de impulsie în picioare, iar brațele realizează o mișcare de extindere a coatelor spre înainte. Efortul final este realizat prin mișcarea de biciuire din articulațiile pumnilor. Brațele în partea finală a execuției sunt întinse înainte către direcția de aruncare cu palmele orientate în jos și cu degetele răsfirate. Greșeli frecvente. Mișcarea de împingere nu este suficient de energică, antebrațele nu execută mișcarea de extensie pe brațe, umerii se ridică și se crispează, genunchii nu se extind simultan cu mișcarea de împingere a brațelor. În funcție de lungimea aruncării și greutatea obiectului care urmează să fie împins, tehnica poate suporta mici modificări. Structuri de exerciții. Din stând depărtat lateral cu fața pe direcția de aruncare, împingerea unor obiecte ușoare, mici de plastic mari, mici de basket, etc., înainte sus, cu două mâini, individual, la perete sau la un partener, cu sau fără îndoirea genunchilor. Același exercițiu, dar împingerea să fie cât mai departe. Același exercițiu de împingere, dar proiecția obiectului să se efectueze peste un semn trasat pe perete sau fileul de volei. Din așezat, stând pe un genunchi, culcat facial sau culcat dorsal, împingerea unor obiecte înainte sus, cu două mâini, la un partener. Împingerea să se execute cu întrecere între parteneri și în cadrul grupelor. Indicații metodice. Inițial se vor folosi distanțe mici între parteneri, după care acestea vor crește în funcție de particularitățile de vârstă și de pregătire ale elevilor. Se execută un număr mare de aruncări dacă obiectele sunt ușoare, 10-15 aruncări, și se scade numărul de aruncări dacă obiectele sunt mai grele, 50 aruncări. Inițial se poate executa la perete, individual, se poate observa mecanismul tehnic, impulsia. În picioare, și extensia antebrațelor cu mișcarea de biciuire la finalul aruncării. Apoi se poate trece pe perechi cu traiectorii diferite, mai înalte sau mai joase. Aruncarea tip împingere cu o mână. Structuri de exerciții. Din stând depărtat cu fața spre direcția de aruncare, împingerea unor obiecte ușoare spre un partener, perete, cu sau fără înduirea genunchilor. Din stând depărtat cu fața spre direcția de aruncare, împingerea unor obiecte cu răsucire ușoară a trunchiului și cu sau fără înduirea genunchilor. Același exercițiu cu sarcina de a arunca la distanță sau la țintă orizontală marcată pe sol sau verticală marcată pe perete. Aruncări împinse cu diferite obiecte, concurs. Aceleași exerciții se vor executa și cu mâna sau partea neîndemânatică. Greșeli frecvente. Nu se folosește suficient forța picioarelor și viteza de rotație a trunchiului. Cotul brațului aruncător este prea aproape de trunchi sau prea ridicat. Brațul de aruncare nu realizează o împingere completă până în vârful degetelor. Obiectul de aruncat este împins pe o traiectorie greșită. Acesta este azvălit din palmă și nu împins cu degetele. Indicații metodice. Inițial se vor folosi distanțe mici între parteneri, după care acestea se măresc în funcție de particularitățile de vârstă și de pregătirea ale elevilor. Se execută un număr mare de aruncări dacă obiectele sunt ușoare, 10-15 aruncări, și se scade numărul de aruncări dacă obiectele sunt mai grele, 5-10 aruncări. Aruncarea tip împingere cu o mână este folosită în special la aruncarea greutății, probă din atletism. Precum vedeți, în cercul de aruncare a greutății este un atlet care Execută mișcarea de împingere. Acum este și cu elan, și la fel efortul final, mișcarea de împingere. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.